Marina Tauber nu are dreptul să părăsească țara în următoarele 60 de zile. Interdicția i-a fost impusă după ce presa a interpretat greșit o declarație a politicianului. Telegram Index добавил к моей цитате. Canalul de Telegram Index a adăugat la citatul meu unele gânduri, presupuneri, fantezii de ale lor și au scris, citez, un deputat părăsește țara pe o perioadă nedeterminată. Dacă țineți minte, de asemenea, după ce am văzut că unele surse mass media și anume cele afiliate puterii, dar și bloggerii afiliați guvernării au început să propage aceste speculații, eu am mai venit cu un mesaj în care am explicat că nu am de gând să plec nicăieri, în sensul că nu am de gând să părăsesc țara și voi continua să lupt pentru ceea ce am început cu toții să luptăm. Слово, что я продолжу бороться за то, за что мы все вместе начали бороться. Potrivit Marinei Tauber, atât procurorii cât și judecătorul nu au analizat postarea originală pe care a făcut-o ea, ci au subliniat interpretările subiective din mediul online și din presă. Ну ничего неожиданного на самом деле не произошло. Я уже сегодня с утра была. Nimic neașteptat de fapt nu s-a întâmplat. Eu de dimineață eram pregătită că îmi vor impune această măsură. Întotdeauna în sufletul unui om cu bun simț rămâne speranța că dacă procurorul încalcă legea cu nemiluita, măcar judecătorul se va gândi la consecințe. Dar în această situație nu s-a întâmplat, așa și judecătorul a decis să facă jocul organelor competente la indicația Maiei Sandu. Уже игру, что играют компетентные органы по указке Майи Санду. Marina Tauber a declarat că va contesta decizia primei instanțe la Curtea de Apel. Amintim că în 2021, după un proces care a durat 48 de ore și a continuat până noaptea târziu, candidate din partea partidului Șor, Marina Tauber, i-a fost interzisă participarea în turul 2 de scrutin, asta în condițiile în care aproape 48% dintre alegătorii veniți la urne în primul tur au votat-o. Tauber consideră că astfel i-au fost încălcate drepturile la un proces echitabil, la apărare și dreptul de a vota și de a fi votată. Marina Tauber și avocații săi califică procesul drept unul politic și pe lângă absurditatea acuzațiilor, ei mai acuză lipsa de probe suficiente și graba cu care a fost analizat cazul. Avocații politicianului au depus o sesizare la CEDO. Serviciul de informații și securitate a obligat furnizorii de internet să blocheze site-urile băncii ruse Promsviazbank, prin care pensionarii din Găgăuzia, Raionul Orhei și orașul Taraclia primesc lunar adaosuri în valoare de 2000 de lei. Despre asta se spune în comunicatul unuia dintre cei mai mari provideri de net din țară. De menționat că nu există informații despre o astfel de blocare pe paginile web ale SIS sau altor mari furnizori de internet. Canal 5 solicitat detalii de la purtătorul de cuvânt al SIS, Daniela Mânzat, care ne-a propus să expediem o cerere scrisă. La momentul editării acestui material nu am primit niciun răspuns. Unul dintre membrii echipei lui Ilan Șor și ai blocului Victorie, liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, a criticat decizia SIS, care privează oamenii de posibilitatea de a primi adausuri. Eu l-aș lua diminuță pe șeful SIS-ului și toți executanții. L-aș lua și pe Recean și pe Maia Sandu și pe Grosu și aș duce în primul rând prin satele din Găgăuzia să se uite în ochii pensionarilor care supraviețuiesc cu greu. Era acest ajutor de 2000 de lei, era unul vital pentru dânși. Oricum, în continuare, împreună cu colegii și cu Ilan Șor, o să fie căutate soluții ca oamenii să fie ajutați mai departe în aceste timpuri grele pe care le trăim fiecare. Săptămâna trecută, bașcanul Găgăuzii Evgenia Guțul a scris pe contul său de Telegram că autoritățile centrale, reprezentate de biroul Cancelariei de Stat din Comrat, încearcă să anuleze prin intermediul instanței de judecată acordul dintre autoritățile Găgăuziei și conducerea băncii Promsviazbank, datorită căreia peste 30.000 de pensionari și bugetari din autonomie primesc plățile lunare de 2000 de lei. Guvernatorul consideră procesul pornit de Cancelaria de Stat drept o altă încercarea puterii de a bloca munca Comitetului Executiv și Adunării Populare din Găgăuzia, dar și o imixtiune directă din activitatea autorităților găgăuzie.
Dorința autorităților moldovenești de a strangula programul nostru social unic este de neînțeles. În Găgăuzia, până și în ultimul bănuț din ajutorul străin este distribuit celor nevoiași, ocolind buzunarele miniștrilor și fără a plăti pentru serviciile companiilor intermediare și onorariilor a tot felul de experți și auditori. Locuitorii din întreaga țară urmăresc îndeaproape autonomia și încep să pună autorităților întrebări incomode. Unde sunt cheltuite acele fonduri colosale, care, potrivit mass media, sunt alocate în mod regulat Moldovii de către Uniunea Europeană, a menționat Evgenia Guțul. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a declarat atunci pentru Canal 5 că oficiul Cancelariei de Stat de la Comrat a demarat verificarea legalităților unor acte emise de către autoritățile locale, pentru a vedea dacă acestea corespund sau nu prevederilor legale. Niciun alt exercițiu de refuz, de luptă cu autoritatea locală nu este realizat. Deci tot ce se face este să se verifică legalitatea. În cazul în care acele acte au fost semnate sau încheiate ilegal, ele sunt transmise în instanța de judecată în vederea anulării sau amânării actului administrativ până la soluționarea cauzei date. Daniel Vodă a mai declarat că guvernul respinge acuzațiile bașcanului Găgăuziei, precum că se dorește blocarea intenționată a ajutorului de 2000 de lei oferit pensionarilor, dar și despre imixtiunea în activitatea Comitetului Executiv și Adunării Populare din Găgăuzia. Ținem să menționăm că din luna aprilie, în Găgăuzia, Taraclie și Orhei, funcționează programul de alocații pentru pensionari și bugetari în mărime de 2000 de lei. Numărul beneficiarilor creștea. Mai mult, ajutorul era acordat cu regularitate. Proiectul ar fi trebuit să înceapă încă în octombrie, dar din cauza faptului că autoritățile de la Chișinău au blocat contul pe care erau deja bani, achitările au fost posibile abia anul acesta. Achitarea locațiilor lunare la pensii este una dintre promisiunile electorale ale bașcanului Evgenia Guțul și echipei lui Lanșor, ca parte a proiectelor sociale finanțate de fonduri extrabugetare cu sprijinul sponsorilor. €2000. Pentru unii cetățeni ai Republicii Moldova, această sumă reprezintă o adevărată avere, care le asigură pâinea pe masă și medicamentele din prescripția medicală. Deja de 3 luni, pensionarii și bugetarii din autonomia găgăuză primesc câte 2000 de lei prin intermediul unui proiect de alocație inițiat de politicianul Ilan Jor și echipa sa. Acești bani sunt bineveniți și absolut necesari. Oamenii spun că îi ajută să supraviețuiască și să facă față măcar puțin lipsurilor. Cu toate acestea, însă, puterea de la Chișinău încearcă de mai mult timp să împiedice, prin intermediul instanțelor de judecată, achitarea acestor alocații, fapt care îngrijorează pe oameni. Ei spun că dacă mai rămân și fără aceste plăți, sărăcia îi va înghiți de tot. Partidul de la guvernare nu au făcut nimic pentru a le ușura viața, iar acum încearcă prin orice metodă să lipsească și de această susținere reală pe care o primesc. Acest bărbat cu dizabilități este țintuit în scaunul cu rotile. El spune că nu mai crede în viață mai bună. Pensia pe care o are nu-i ajunge nici măcar de medicamente. Astfel, acea alocație de 2000 de lei pe care o primește îl ajută ca să supraviețuiască. Poți să trăiești acum cu astfel de pensie? Nu știu, celor care sunt sănătoși poate le este suficient, dar eu iau niște medicamente foarte scumpe, care nu sunt compensate de către stat și trebuie să le cumpăr în fiecare lună. Nu cred că pot supraviețui cu acești bani. Nu este corect, ei nu ne dau nimic și tot ei nu permit altora ca să ne ajute. Dacă ei vor să interzică, să ne aloce în schimb ceva sau să ne dea mai mult, fă ceva mai bun, apoi închide ceea ce este. De greutăți se plânge și această pensionară. Femeia are picioarele bolnave. Nu se poate deplasa, iar din această cauză este nevoită ca să angajeze un asistent personal pentru a o ajuta. Pensia ei de doar 2500 de lei îi ajunge numai pentru medicamente și salariul îngrijitoarei. Totuși, de când a început să primească ajutorul de 2000 de lei din partea echipei lui Ilan Șor, viața ei a devenit un pic mai ușoară. Și doar frica de a rămâne fără această susținere financiară o face să-și piardă încrederea în viitor. Ea spune că nu înțelege cum și de ce autoritățile de la Chișinău au decis că ea nu ar avea nevoie de acest ajutor și că pensia ei este suficientă. Se jalovată, pentru că trebuie
Este cam greu, deoarece trebuie să angajez o doamnă ca să mă ajute un pic. Mie mi-e greu să mă deplasez după pâine, după produse, să achiz serviciile comunale și trebuie mereu să rog pe cineva. Copii nu am, eu sunt singură. Unde mai rog rudele ca să mă ajute cât de puțin? Dar în ultima vreme am asistent. Cu banii e slută treaba, pentru că și de asistent am nevoie, și de medicament am nevoie, și pe la Chișinău trebuie să plec. Dacă instanța va reuși să interzică aceste alocații, cum veți trăi mai departe? Va trebui să ne întindem aici și să murim. Ce altceva să facem? Nimic mai mult. Mi se pare că Maia Sandu încurcă, deoarece ea blochează totul pentru ca oamenii să nu poată să primească acești bani. Dar am putea primi banii într-un mod foarte simplu. Nemulțumit și indignat s-au arătat și alți locuitori ai Găgăuziei. Sunt foarte revoltată să scuip în propriul popor, în curând sunt alegerile prezidențiale. Ce așteptări are ea dacă vrea să facă una ca asta? Cel mai important că acești bani nu merg în buzunarul cuiva, dar sunt pentru oamenii simpli. Asta este foarte important. Multe rele face guvernul nostru, blochează totul, distrug, fac presiune asupra oamenilor, astfel încât oamenii să se teamă. Noi trebuie să facem tot posibilul și să înlăturăm această putere, deoarece nimic bun nu vedem din partea ei. Dacă ar face ceva pentru oameni, desigur că i-am alege, dar ei fac tot împotriva propriului popor. Noi trebuie să ne unim și să înlăturăm această putere, pentru că ne duce la fund. Unde este ajutorul lor? Pentru început, lasă să-mi ofere mai întâi acest ajutor, ca să pot vedea într-adevăr că mă ajută. Eu nu am văzut nimic de la Maia Sandu. Mi-a dat 3% mărire de pensie, acești 50-60 de lei. Bine, lasă să fie 100 de lei. Dar ce sunt 100 de lei dacă am probleme de sănătate cu ficatul și un pachet de 30 de pastile costă 500 de lei și trebuie să le iau timp de 3 luni? Menționăm că începând din luna aprilie acestui an, în Găgăuzia, Taraclie și Orhei, funcționează programul de alocații inițiat de politicianul Ilan Jur și echipa sa pentru pensionari și angajații din sectorul public, în mărime de 2000 de lei. Numărul beneficiarilor continuă să crească. Mai mult, ajutorul este acordat cu regularitate. Proiectul ar fi trebuit să înceapă încă în luna octombrie anul trecut, dar din cauza faptului că autoritățile centrale de la Chișinău au blocat contul pe care erau deja fonduri, demararea achitărilor a fost posibilă abia anul acesta. Acum însă guvernarea întreprinde mai multe încercări de a asista proiectul, iar oamenii riscă să rămână fără alocații. Deputatul PASU Azuna Antui ar putea fi audiat de polițiști în legătură cu declarațiile calomnioase în adresa dansatoarelor a ansamblului Joc, se arată într-o decizie a Consiliului pentru Egalitate emisă în urma sesizării depuse de deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Adela Răileanu, care a făcut referire la declarațiile lui Azuna Antui din timpul discursului său de la tribuna Parlamentului. Văd în Moscova, la preslăvutăm съезде. Iată, la Moscova, la congresul de tristă faimă, dansau vioi moldovence frumoase. Nu gratuit, cred eu. Ei bine, în condițiile lumii rusești în Moldova, frumoasele moldovence vor avea o perspectivă strălucitoare. Pentru ruble să servească soldații ruși eliberatori în bordeluri și pentru asta nu trebuie să studiezi la universitățile europene. În concluziile sale, Consiliul a constatat că faptele invocate pot fi considerate o instigare la discriminare pe motive de prejudecată, deoarece promovează o imagine denigratoare a femeilor moldovene, asociindu-le cu prostituția, se arată în decizia Consiliului pentru Egalitate. Consiliul a trimis plângerea către Inspectoratul de Poliție Buiucan pentru a fi examinată conform competențelor. Ofițerul de presă al Poliției Capitale, Natalia Stati, ne-a declarat că la inspectorat a parvenit o astfel de solicitare, cazul este înregistrat, iar polițiștii investigează și stabilesc circumstanțele. Amintim că afirmațiile jignitoare ale deputatului PASU Azuna Antui au fost făcute după ce câțiva dansatori de la ansamblul Joc au participat la un eveniment internațional din Sankt Petersburg, la care au fost prezenți și reprezentanții ai
blocului Victoria. Declarațiile lui Nantoi au fost condamnate de mai mulți politicieni, iar unii dintre ei au cerut sancționarea parlamentarului. Abia după 4 zile de la incident, sub presiunea deputaților socialiști, vicepreședintele legislativului și deputatul PAS, Doina German, a declarat că platforma femeilor deputate va cere lui Oazu Nantoi să ceară scuze pentru afirmațiile făcute. Nantoi a evitat să-și ceară scuze de la tribuna parlamentului. De asemenea, ansamblul Joc a expediat o cerere către deputat, în care tot colectivul a cerut parlamentarului să fie exprimate scuzele publice. Până în prezent, nicio reacție nu a venit din partea deputatului. După ce vinerea trecută, Consiliul pentru Promovarea Proiectelor Investiționale de Importanță Națională a retras licențele a 2 posturi TV, acuzând fostul lor fondator de implicare în 4 dosare penale, organizația independentă non-profit Stop Media Ban, care luptă împotriva represiunilor în mass media și apără libertatea presei, a declarat că Guvernul Republicii Moldova continuă persecutarea agresivă a mass mediei înainte de alegerile prezidențiale, punând în pericol bazele societății democratice. Președintele companiei Stop Media Ban, Ludmila Belcencova, este convinsă că presiunea actuală asupra mass mediei reprezintă o încercare deliberată a guvernului de a suprima vocile critice și independente, înainte de alegerile prezidențiale. Această politică de represiune vizează distrugerea platformelor pentru dezbaterea publică și libertatea de exprimare, ceea ce reprezintă o încălcare a principiilor democratice fundamentale. Acțiunile guvernului nu doar că sunt în contradicție cu valorile democratice ale Uniunii Europene, dar constituie o reprimare evidentă a libertății de exprimare, creând o cultură a tăcerii și a fricii. Închiderea mass media a început încă pe timpul stării de urgență din 2022. Deci starea de urgență a fost anulată, posturile TV închise nu și-au reluat încă activitatea. Iar acum Consiliul pentru Promovarea Proiectelor Investiționale continuă să închidă restul radiodifuzorilor. Aceasta este o campanie deliberată pentru a reduce la tăcere toate opiniile alternative înainte de alegeri. De exemplu, Mega TV avea cea mai mare audiență din țară, iar acum mass media privată și independentă a dispărut practic. În Moldova nu mai există presă liberă, iar odată cu aceasta, libertatea de exprimare. Uniunea Europeană trebuie să acționeze decisiv și să verifice ce se întâmplă cu adevărat în țară, nu să se limiteze la rapoarte superficiale, se arată în declarația organizației. În declarația Stop Media Ban se mai sublinează că organizația face apel către membrii Parlamentului European să întreprindă măsuri pentru protejarea libertății presei în Moldova și să ceară implementarea în Republica Moldova legii europene privind libertatea presei. De asemenea, Stop Media Ban îndeamnă pe toți cei preocupați de libertatea de exprimare să semneze petiția organizației pe site-ul oficial al organizației Stop Media Ban. Potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere, Moldova a coborât 3 poziții în clasamentul privind indicele mondial al libertății presei, de pe locul 28 pe locul 31, ceea ce demonstrează odată în plus că situația privind libertatea de exprimare în țară devine tot mai nefavorabilă. Mega TV este cel mai urmărit post de televiziune din spațiul mediatic moldovenesc, cu un declanș imens față de posturile afiliate guvernării. Datele statistice ale Serviciului Oficial de Măsurare a Audienței TV arată că în ultima săptămână, exact în perioada în care autoritățile au decis suspendarea temporară a licenței de emisie, Mega TV era lider în lista posturilor cu o audiență de 9,57% din totalul telespectatorilor, cu vârsta de peste 18 ani de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pentru comparație, televiziunile aservite puterii se regăsesc în lista pe poziții mult mai joase. Astfel, în această perioadă, emisia de la TV8 a fost urmărită de doar 2,57% din totalul telespectatorilor. La ProTV s-a uitat puțin peste 2%, iar postul Vocea Basarabiei a adunat 0,86% dintre urmăritori și postul public de televiziune Moldova 1, instituție finanțată
finanțată din bugetul de stat, a avut săptămâna trecută o audiență de aproape 3 ori mai mic decât Mega TV, adunând în fața ecranilor doar 3,67% dintre telespectatori. De altfel, o proporție similară o arată și datele pentru întreaga perioadă de la 1 august până duminică, 11 august. În tot acest timp, postul Mega TV a deținut întâietatea în ceea ce privește audiența printre telespectatori la nivelul întregii țări cu 9,27% dintre urmăritori. Asta în timp ce TV8 a adunat doar 2,6%. ProTV nu a întrunit nici 2%, iar postul public de televiziune a fost urmărit de 3,38% dintre cetățeni. Mega TV este al 14-lea post de televiziune care rămâne fără licență, în urma deciziilor autorităților din Republica Moldova. Conducerea televiziunii condamnă acțiunile puterii și susține că este ținta unui abuz, dar și o lovitură asupra libertății de exprimare. Povestea emoționată a unui om al străzii este o adevărată istorie despre viață, despre compasiune, despre labirinturile destinului. Iurie Caraus are 52 de ani, iar de 7 ani pădurea din sectorul Râșcani al capitalei i-a devenit casă. Supraviețuiește doar de mila oamenilor și se mângâie cu dragostea și devotamentul unicului prieten pe care îl are, cățelușa Giulia. Împreună se adăpostesc sub o peliculă de ploaie, cer sau furtună. Bărbatul spune că soarta i-a fost nemiloasă încă până a venit pe lume, pentru că tatăl său nu l-a dorit, iar blestemul pare să-l urmărească pe parcursul întregii vieți. Cu toate acestea, în adâncul sufletului, Iurie mai speră că se poate bucura de viață și crede că mai sunt pe lume oameni care nu vor rămâne surs la suferința lui. Sunt oameni care trăiesc și mai rău, care nu au nici prieteni, nici cunoscuți, așa că nu pot să mă plâng. Eu nu pot să merg după apă, am venit aici de acolo, în patru, dar așa mi-aduc aminte de prieteni. Ați avut prieteni? Da, am avut. 45 de ani am locuit aici. Acum 7 ani, nici nu i-ar fi trecut prin cap că poate ajunge pe drumuri să cerșească o bucată de pâine. În cealaltă viață a fost inginer, a avut și un loc de muncă și o casă cu 5 odăi, însă după un conflict cu tatăl său a ajuns în stradă să doarmă pe băncile din parc. Domnul vă ocupă numai de ani. Casa a fost cumpărată pe banii mei, dar actele au fost înregistrate pe numele lui. Eu atunci am ajuns în spital, iar el mi-a retras viza de reședință și mi-a spus că mai mult să nu pășesc în casă. Eu trebuia să țin undeva hainele, iar el nici hainele mele nu vroia să le primească, cu toate că sunt 5 camere și plus 2 șoproane. El mi-a spus că nu are loc pentru mine. Iurie nu a reușit să-și întemeieze o familie. Timp de 2 săptămâni a fost logodit, însă logodnica l-a părăsit. Unicul său prieten devotat acum este câinele, de care nu s-a putut despărți nici când a avut oportunitatea să plece la un azil. Bărbatul spune, cei de la centrul de plasament i-au pus condiția ca să-l cazeze fără câine. El însă a ales să locuiască afară, dar cu cel mai bun prieten, pe care nu l-a putut abandona. Eu am un câine, nu pot să o las. Câinele este cel mai bun prieten? Da. Ea vă păzește, împreună mâncați, împărțiți mâncarea? Desigur că da. Oamenii care îi vin și mi-i aduc câte ceva de alegurii ne-a spus că datorită câinelui, bărbatul supraviețuiește. Sunt zile în care chiar nu are ce mânca. Atunci, patrupedul merge pe la tomberoane și îi aduce câte o bucată de pâine. Și întotdeauna îi sare în apărare, dacă simte că stăpânul e în pericol. Îl văd aici de vreo 3 ani. Înainte locuiau acolo, știți unde stau oamenii străzii. Acum i s-a întâmplat ceva și a digerat picioarele. Stă acolo într-o parte, oamenii trec. Este un om liniștit, foarte cu minte și simplu. Nu este agresiv, e cum se cade. Are și un câine pe semne că iubește animalele. Câinele îl păzește și îl apără chiar ca o mamă.
Oamenii îi ajută. Când pot, îi aduc și eu. I-am adus borș, varză năbușită. Câinele îl păzește, un câine foarte cu minte. Iar dacă cineva se apropie de Iurie, atunci ea îl apără. Este foarte modest, educat, mereu întreabă dacă se poate. Spuneți-mi, vă rog, nu este agresiv deloc. Trebuie să-l ajutăm, deoarece iarna nu cred să supraviețuiască așa cum locuiește el afară. Principalul să nu-l despărțim de câinele lui. Cândva Iurie a avut un cort care îl proteja cumva de ploaie, dar într-o bună zi câțiva tineri i-a dat foc. Cortul a ars cu toate hainele, acte și puținul care îl mai avea agonisit, după ce a înoptat mai mult timp pe o peliculă, chiar la pământul rece, din cauza degerăturilor i-a fost amputate degetele de la picioare. Primăvara mi-au dat foc la cort. Când am ajuns, era deja târziu. Acolo mi-au ars hainele, toate la grămadă. Dar cine a dat foc? Nu mi-au lăsat vreo scrisoare. Eu cred că ar putea fi muncitorii de aici. Ars totul? A ars. Eu nu eram aici. Când am venit, ploua și eram ud. M-am culcat pe o bucată de peliculă. Noaptea a fost ger, picioarele mi erau ude. Și uite, așa s-a întâmplat totul. Acum când nu mai e mult până la toamnă, Iurie spune că unica dorință a sa este să aibă un cort. Altfel, chiar nu știe dacă va supraviețui frigului.